Cozonaci sunt gata. Ia uitați, o minunăție de cozonaci. Acum să tăiem, să vedem cum sunt și în interior. Uitați cum arată cozonaci pufoși. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit! Să știți că este un cozonac super, super, super bun. Tăticul meu a fost mulțumit și fericit anul trecut. I-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Facem pasta de mandarine. Acestea sunt mandarinele. Eu anul trecut am făcut această pastă și am făcut cozonaci de sărbători și au ieșit buni, buni, buni. Acesta este cozonacul făcut anul trecut împreună cu părinții mei. Făcut în România, anul acesta sunt în Italia cu familia mea și avem nevoie de 250 de grame de mandarine și 125 de grame de zahăr, doar atât. O să le tăiem, le punem întregi, încercați să le căutați să fie biologice. Așa, și să începem. Noi avem mandarinele. Aici avem o uliță mică. Eu deja mi-am pus o parte. Deci intră cam 4 mandarine la compoziție. Eu am să tai 2 și am să le pun. Aici mai am încă puse 2. Și o să tăiem așa. Le punem cu coajă, cu tot. Se poate și din portocale. Eu anul trecut la părinți am făcut din portocale, că nu am găsit mandarine. Așa. Și tăiem și punem. Să încercați să vedeți ce aromă dă la cozonac. Să scoatem și semințele, dacă au semințe, că mandarinile au foarte multe semințe. Puteți face și din lămâi, dar să curățiți coaja și să puneți pulpa, fără pielița aceea albă, pentru că este amară. Așa, aici nu avem. Punem cu totul. Ne uităm să vedem dacă avem semințe. Ia uitați, le scoatem și le punem deoparte. Și aroma se pune după gust. Gustați, gustați aluatul în timp, puneți o lingură, amestecați bine toate ingredientele și apoi gustați. Dacă credeți că îl vreți mai aromat, mai puneți, mai adăugați. Eu adaug cam 2-3 linguri din compoziție. Așa. Și o să punem. Eu la acest cozonac folosesc și lapte și smântână. Și avem 250 de grame de mandarine. Deci puteți face și din portocale. Și din lămâi. Numai că la lămâi radeți coaja și cu pulpa, fără pielița albă. Eu am făcut cu tot cu pielița albă și iese amar. Și să vedeți ce bunătate. Așa. Să scoatem. Așa. Și apoi punem pe foc. După ce punem pe foc, lăsăm să scadă. Așa. Acum, aici avem 250 de grame de mandarine, puteți pune și portocale și lămâi. Lămâile, v-am spus, coaja și pulpa, fără pielița albă, pentru că la lămâi este foarte amară. Și punem 125 de grame de zahăr. Și punem pe foc. Așa. Eu acum am să pun pe foc, am să deschid și lăsăm cam 10-15 minute să scadă puțin. După ce a scăzut, punem totul într-un frulator, într-un mixer și mixăm. Punem totul, mixăm bine totul, fierbinte. Să o mixăm și după aceea să începem cozonacul. Ia uitați,
uitați, așa trebuie să arate pasta noastră de mandarine când se răcește. Vedeți lingurița? Când puneți mâna pe linguriță, se lipește. Cam așa e consistența la pasta de mandarine. Nu seamănă. Ia uitați, vedeți cum arată? O să o punem aici. O să vă arăt. Eu am făcut-o ieri ca să fie rece, să nu... că durează până se răcește. Așa. Așa. Bună ziua, Liliana. Bine ai venit în bucătărie la Camelia. Așa. Acum punem. Mixăm. Vedeți? O mixăm bine până o facem pastă. Și rezultatul o să fie acesta. Nu mai mixez ca să nu fac gălăgie. Vedeți? Ca o cremă o să iasă. Așa, avem pasta de mandarină. Și acum, o rețetă simplă de tot, de cozonac. Ingredientele sunt simple. Nici nu trebuie să le scriem. Avem nevoie de 1 kg de făină. Așa, o să pun așa aici. 1 kg de făină. O făină pentru cozonac. Să fie uscățică, dacă e posibil. A mea nu este prea, ia uitați. Când strângem, ar trebui să cadă, vedeți? Trebuie să fie uscată, ca să fie bună. Așa. Avem. Așa. Avem nevoie. 1 kg de făină. 200 de smântână. 200 de lapte, 200 de miere, nu trebuie să scrieți nimic, 200 de unt, mai avem nevoie de 5 gălbenușuri, așa, de aroma noastră de mandarine, pasta noastră care am făcut-o și este răcită și adăugăm cât este nevoie, gustăm. O să avem nevoie cam de o linguriță vârf de sare, 25 de grame de drojdie proaspătă și eu mai adăugat și coajă de lămâie ca să fie mai aromat. Puteți pune și rom, ce arome doriți. Și să începem. O să începem cu maiaua, să o facem la început. Așa. Și pentru maia o să avem nevoie, în loc de miere de albine, puteți pune zahăr. Eu fac cu miere pentru că deja este în puțin. Prefer mierea, dar dacă preferați zahărul, puteți adăuga zahăr în loc de miere. Și într-un vas o să punem drojdia noastră. Să rămâm așa aici. O să adăugăm un vârf de linguriță de miere. Așa. Cam 2-3 linguri de lapte. Să topim aici drojdia noastră. Să sperăm că drojdia este bună și o să crească. Așa. Și o să adăugăm puțină făină. Tot așa, o lingură, două de făină. Așa.
facem plămădeala noastră. Să ieși ca o cremă. O lăsăm, o dăm deoparte și începem să unim toate ingredientele. Într-un vas sau puteți pune chiar și pe masă. Eu anul trecut, acasă cu părinții mei, am pus toată făina pe masă și am făcut o fântână în mijloc și apoi am adăugat câte puțin ingredientele. Sau puteți pur și simplu într-un vas să le adăugați pe toate și adăugați făina. Așa. Și o să punem. O să le punem pe toate, unul câte unul. O să adăugăm gălbenușurile cu mierea. Amestecați bine toate ingredientele până se topește zahărul. Eu am mierea mea, este zahărisită. Și o amestecăm bine până se topește. Adăugăm și smântâna. Eu le adaug pe toate și le amestec bine. Așa. Adaug și sarea. Așa, adăugăm și coaja de lămâie, puteți pune și aromă, esență de rom. Și acum, aroma noastră de pasta noastră de mandarini, o adăugăm treptat, puțin câte puțin și gustăm. Eu am să adaug două lingurițe și apoi gustăm. Dacă credeți că încă nu este de ajuns de aromată, mai adăugăm puțin. Amestecăm bine dintre una în alta. Punem și puțin lapte. Avem câte 200 de grame din fiecare. Așa. Și începem. Începem să adăugăm făina. O să adăugăm așa puțin câte puțin. Între timp crește și mai iau. Așa. Am să gust aluatul să văd dacă este bun de aromat. Este bun.
să mai adaug încă o linguriță. Și această pastă de mandarine o puteți adăuga și la cornulețe, și la checuri, unde doriți, o conservați în frigider. O puteți conserva și în formele de gheață. Le puneți în folie de plastic, cam cât folosiți la un aluat, o lingură, două, o linguriță, și le puneți în frigider, nu în gheață. Și se face foarte bine în congelator, în formele de unde facem cuburile de gheață. Și acum amestecăm bine, 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 bine totul. Așa. Ia uitați maiaua noastră. Începe să facă bule. O mai lăsăm puțin, între timp mai amestecăm aici. Așa. Adăugăm și restul de lapte. Așa. Și mâine o să ne vedem să facem un și să punem cozonaci în tăvi la crescut. O să ne vedem de 3 ori mâine. Mâine dimineața de 2 ori și mâine seara, după ce scoatem cozonaci din cuptor, să vi arăt. Așa. Mai adaug încă puțină făină. Deci ne-a mai rămas de pus untul și cu maiaua. Imediat o să adăugăm și maiaua, să vedem dacă începe să pornească la drum, să crească. Acum depinde și de drojdie, de ce e bună. Puteți congela și drojdia. Drojdia se congelează. Cumpărați pachete mari, o tăiați bucățele și o congelați. Să știți că este foarte, foarte bună. Și aluatul crește foarte, foarte bine. Am încercat în timpul pandemiei și am făcut pâine. Făceam pâine mereu. Așa. Am să mai gust un pic să văd aluatul cum este. Este aromat, este bun. Ia uitați, drojdia. O să punem toată maiaua aici. Ar fi trebuit să o las puțin să mai crească. Având în vedere că sunt în direct, am să pun așa astăzi. Așa. Încercăm să o punem pe toată. Să nu rămână. Așa. Și acum amestecăm. Ne
Vedeți cum plin de consistență? Și dacă mai aveți nevoie, aluatul vi se pare că este prea tare, făina poate nu a fost foarte uscată sau a fost umidă, atunci mai adăugați puțin lapte. Așa. Imediat o să-l punem pe masă, cozonacul. Ia să vedem untul. Vedeți, untul este la temperatura camerei. Îl adăugăm așa în aluat. 200 de grame de unt. Așa. Și amestecăm. Iau să-l pun pe masă. Să-l pun pe masă ca să lucrez mai bine. Cozonac bun și gustos. Așa. Și acum o să începem. Să incorporăm bine făina și untul. Este un aluat care nu trebuie foarte mult lucrat, pentru că îl dăm la frigider imediat după ce terminăm. Îl lăsăm mai întâi să crească și după aceea îl dăm la frigider. Să știți că am emoții. Așa. Am emoții. Încă se simte untul în interior. Îl puteți pune și tu un pic topit untul. Deci mâine dimineață ne vedem tot pe la 11 ca să facem umplutura și apoi o să punem, vă las în comentarii ingredientele. Aici am lăsat și dimineață când am făcut video la pasta de mandarine și ne vedem să punem în tăvi. Îi lăsăm la crescut, după aceea îi dăm la cuptor. Și o să ne vedem când sunt gata.
Eu îl frământ până intră toată făina. După aceea îl pun într-un vas până începe să crească puțin și apoi îl dau la frigider până mâine. Și când mă trezesc, la 5, la 4, la 6, la 7, îl scot din frigider și îl las la temperatura camerei. Cât el stă la temperatura camerei, îmi prepar umplutura. Și după ce aluatul a crescut bine, îl împart pentru 2 cozonăcei sau 3 mai mici. Depinde de tăvi, ce fel de tăvi aveți. Așa. Să vedeți ce cozonac bun iese. Eu am încercat foarte, foarte, foarte multe rețete. Cred că am în jur de 20 de rețete de cozonac. Fiecare cozonac are rețeta lui. Untul nu se mai simte. Aluatul este aproape gata. Nu trebuie frământat prea mult. Doar atât cât intră făina în compoziția cu ouă, cu tot ce am pus noi. Și ați văzut, este foarte ușor de reținut. Am încercat să fac o rețetă foarte ușoară și să știți că este foarte bună. Așa. Vedeți, a intrat toată făina. Așa. Și aluatul nostru este gata. Ia uitați. Eu acum îl pun într-un vas. Mi-am pregătit deja un vas. Îl puteți unge cu puțin unt. Aluatul este gata. Deci în momentul când nu se mai simte untul și sunt toate bine, bine, bine amestecate, punem în vas, ia uitați, acoperim cu folie, îl lăsească puțin și după aceea îl dăm la frigider până mâine dimineață. Și ne vedem mâine dimineață să facem umplutura. Între timp, cât noi facem umplutura, aluatul o să crească. Eu îl scot în jur de 5 dimineață ca să aibă timp să ajungă la temperatura camerei. Și după ce am făcut umplutura, o să îi umplem și o să-i punem în tări la crescut. Și am să-i bag la cuptor și o să ne vedem după ce sunt copți mâine seara. Deci mâine cred că o să ne vedem de 3 ori în direct. Aceasta este rețeta. Eu sper să o încercați, să vedeți ce bunătate. Vă pup dulce pe toți, vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine astăzi și am să scriu ingredientele și în prezentare și în comentarii. Și ne vedem mâine dimineață la 11. Dacă doriți să faceți împreună cu mine, să vedem cum iese și să punem pozele în comentarii. Vă pup dulce, vă mulțumesc încă o dată, vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem mâine. Acesta este cozonacul, aluatul și pe mâine. Deci cine îl face astăzi, îl lasă să crească puțin, acoperă și după aceea îl pune în frigider până mâine dimineață. El se odihnește și să vedeți ce bun cozonac o să iasă. Mâine îl mai lucrăm puțin cât este nevoie. Ați văzut, nu trebuie frământat prea mult, doar atât. Și pentru umplutură o să avem nevoie de un vas unde o să facem toată umplutura noastră și îl pun aici. O să avem nevoie de 250 de grame de stafide. Ia uitați, eu am pus și mai mari și mai mici.
Puteți pune și rahat. Eu le fac cu stafide. Îmi place mai mult cu stafide. Așa. 100 de grame de nucă măcinată. Așa să se vadă. 100 de grame de ciocolată. Lapte fierbinte. Până așa aici, ce se vadă. 30 de grame de cacao. Și esență de rom. Eu am două fiole de esență de rom. Bună dimineața, Elinca! Bună dimineața! Bine ați venit! Astăzi o să facem umplutura, acum, la 11:30. Facem umplutura și o să punem, o să preparăm tăvile. Cozonacul crește, eu l-am scos din frigider. Îl puteți face aluatul dimineața și până seara aveți timp să-l faceți, dacă nu vreți să-l țineți peste noapte în frigider. Eu îl fac mereu așa. Și el este rece, în casă este rece, durează mai mult până crește. Și pe la două să ne vedem să-l punem în tăvi, la crescut, și să-l umplem cu cremă. Umplutura o facem din 250 de grame de stafide. Vedeți? Stafide mai mari și mai mici. I-am de două feluri. La ora 3, ora României. Cred că ar trebui să scriu treaba asta. Aici e ora Italiei, la ora 2. Ah, cu schimbarea asta de oră. Deci la ora 3, la ora României. La aici este ora 2, la ora 2, ora Italiei. Facem umplutura. Laptele fierbinte. Aici am 100 de grame de lapte fierbinte. Mai spun odată ingredientele să le... Sunt scrise, am să le scriu și aici în comentarii și în prezentare după aceea. 100 de lapte fierbinte, 250 de grame de stafide, eu am de două feluri, și mai mari și mai mici, puteți pune și rahat. 100 de grame de nucă măcinată, 100 de grame de ciocolată, aceasta este opțional dacă vreți să o puneți bucățele în interior. Esență de rom. De rom. Bună ziua, Ana! Două fiole și cacao, 30 de grame. Și laptele fierbinte. Așa. Și într-un bol. Aici eu am un bol. O să preparăm totul aici, în bolul acesta. Dai mai întâi ciocolata. Am să dau toate ingredientele deoparte. O să avem nevoie de un cuțitaș. Ciocolata o fac bucățele, bucățele. Așa. Așa. Am făcut ciocolata bucățelii. O pun înapoi în vasul nostru. Bucățele mai mici, mai mari, cum doriți.
Așa. Am nuca. La 100 de grame de nucă, punem 100 de mililitri de lapte fierbinte. Și amestecăm. Așa. Eu nu-l fac cu albușul la această rețetă. Vedeți? Cam așa vine. Și acum adăugăm toate ingredientele. Crema este foarte umplutură. Este foarte simplă. Adaug cacao. 100 de 30 grame de cacao. Pun și esența de rom. Am pun două fiole. Și din albușurile care mi-au rămas, 5 albușuri, am să intru tot astăzi să facem un chec, un chec din albușuri. Astăzi stau în bucătărie toată ziua. Așa, și amestecăm bine cacaua cu nuca, cu laptele. Laptele eu îl pun fierbinte, să fie fierbinte laptele. Așa. Și acum adăugăm ciocolata și scafidele. Să vedem dacă ne încape. Am zis că fac în acest bol, n-am făcut. Am făcut în altul. Așa, și amestecăm bine umplutura. Așa. Și le adăugăm pe toate. În loc de stafide puteți pune rahat, dacă vă place rahatul. Eu pun stafide. Și nu le pun în, pun esența aici, în compoziție. Nu le pun cu esența sau nu le pun în sirop sau în apă să se înmoaie. Le pun așa. Așa. Aceasta este umplutura. Amestecăm așa bine totul. Umplutura. Aceasta este umplutura. Și acum o să pregătim tăvile. O să acopăr cu o folie până este gata cozonacul. Sau cu un căpăcel, dacă aveți. Așa. Și dăm deoparte. Și așteptăm să crească bine cozonacul. Între timp nuca se umflă, între timp se hidratează și... Și stafidele. Eu așa le hidratez. Așa. Aceasta este crema. Să vă arăt cum crește aluatul. Ia uitați-l cum crește. Îl mai lăsăm. Îl mai lăsăm să crească bine, 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 bine. Acesta este aluatul. Vedeți? Vedeți. Aluatul nostru făcut ieri. E bun, bun, bun. Îl lăsăm să crească. Eu am să fac un cozonac rotund. Nu, eu nu le hidratez stafidele. Niciodată nu le-am hidratat. Mai pun uneori, dar nu... Îmi plac mai mult așa. Se simt, vreau să le simt așa în cozonac. Am să fac în această oliță un cozonac rotund. O să avem nevoie de un pic de unt, de hârtie de copt, de tăvi, ia uitați,
Astăzi am să fac, eu de obicei le fac în aceste tări. În acesta sau în aceste. Deci aia din un kilogram de făină, mie mese, un cozonac așa mai mare și doi mai mici. Dar astăzi am să fac, am să pun aici, în această formă și în aceasta. Avem untul și să ne pregătim ovile. Pregătim hârtia. Cu cuțitaș lung am să tai. Hai să vedem dacă vine. Eu le un cu unt și apoi orice fel de brânză, și brânza sărată, brânza de burduf, aceea este bună, bună. Dă un gust foarte, foarte bun la plăcintă. Cu brânză de oaie, brânză bună, bună. Așa, ia să vedem aici cum vine. Așa. Așa, să spunem că ne-am pregătit pentru tava, să încerci să vezi ce bunătate este, să încerci, plăcinta este bună, bună, bună. Eu o fac de foarte mulți ani, în diferite forme, nu neapărat soare. Așa, ne-am pregătit pentru această tavă foile, imediat o să punem și untul. Acum să pregătim pentru aceasta. Ne-am pregătit un creionaș. Am și un foarte. Și am să tai în interior la creion. Am tăiat partea de jos, care vine aici în interior, și acum o să punem și pe laturi. Terminăm imediat și cu hârtia. Așa.
Așa, și un timp bine, 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 și o tăiem. Ia să vedem dacă am făcut bine. Da. Acum o să ungem tăvile. Ungem tăvile cu unt. Și punem untul pe margini, așa pe laturi, peste tot. Vedeți? Ungem, ungem. Unt. Ungem și pe ceasta. Ungem bine. Aluatul crește încet, încet, îl lăsăm să crească bine și după aceea punem umplutura. Umplutura se odihnește și ea între timp. Eu de aceea nu hidratez înainte stafidele, pentru că ele se hidratează în compoziție, stau și se odihnește acolo. Bine, bine. Așa. Am uns. Vedeți cum am uns? Am uns aici. O terminăm de uns și pe cealaltă. Așa. Punem așa peste tot. Ia uitați. Așa. Acum o să punem în cea rotundă, o să punem hârtia aici pe fund. Ea se lipește numai bine. Vedeți? Și aceasta o punem pe lături. Pe margine. Aici, dacă am făcut-o mai lungă, eu n-am să tai și am să pun puțin unt. Ia uitați așa peste. Și am să o lipesc. Așa. Ia uitați cum a venit. Așa. Acum o căptușim și pe aceasta și am să pun capetele astea două mai mici, am să le pun aici pe lateral. Uitați așa. Am să pun puțin unt aici pe
partea unde stă rost. Puțin, puțin. Așa. Ca să se lipească bine foaia. Se vede? Și acum punem pe cealaltă. Așa. Am încăptușit și tăvile. Cozonacul crește. Aici avem anotul de cozonac. Aici avem umplutura noastră. Am să presor puțină făinuță pe masă. Eu acesta fac cu făină, întind. Așa. Și am să pun pe aluată, să vedem cum a ieșit. Iată-ți. Ne vedeți cum este? Iată-ți cozonacul aluatul. Ei, l-am scos dimineață, în jur de ora 6. Numai că el trebuie să stea să se încălzească la te, fiindcă el nu are temperatura camerii. Să crească. Durează. Așa. Trebuie să fie călduț, să fie la temperatură. Aici avem crema noastră. Ia uitați, s-a întărit. Dacă e nevoie să o faceți mai moale, puteți pune încă puțin lapte. Așa. Acum, eu am să împart în... aluatul. Și am să fac unul lung și unul rotund. Așa. Și cu sucitorul am să întind. Dacă este nevoie, puneți puțină făină pe masa de lucru. Să-mi fac loc aici. Să mă pot... Aceasta este umplutura noastră. Și umplutura, gustați, dacă o vreți mai dulce, mai adăugați zahăr. A, mulțumesc! Să sperăm că o să iasă și bun. Să știți că am emoții. Astăzi am emoții. Așa. Crema este plină de stafide. De ciocolată. Și încerc să o împart. A
Am pus stafidele foarte, foarte mari. Și bucăți mari de ciocolată. Așa, să punem și pe margine, așa aici. Păi, diseară o să vedem rezultatul împreună. Așa. Și întoarcem. Închidem puțin la capet, așa. Unul este gata. Vedeți? Așa, să-l facem pe celălalt. Unul o parte, ca să împletim. Se vede, se vede, nu? Așa. În loc de stafide puteți pune și rahat. Mie îmi place cu stafide foarte mult. Și umplutura puteți o faceți cu și cu albușuri, cu așa. Acum întoarcem. Unul este gata. Unul este gata. O să-l lăsăm la crescut. Apoi o să-l ungem cu galbenuș de ou și cu puțin lapte. Să-l facem și pe al doilea. Eu am făcut-o mai groasă umplutura. Puteți adăuga încă puțin lapte. Așa.
pun aici. Ia uitați-l. Așa. Și ne-au ieșit doi cozonacei. Îi lăsăm la crescut pe amândoi. Și o să-i decorăm. O să-i decorăm. Eu de data aceasta am să decorez cu zahăr granulat. Am revenit cu cozonacii. Avem un gălbenuș, puțin lapte, zahăr granulat, un penson și acum o să ungem cozonacii. Peste gălbenuș o să punem puțin lapte, cam o lingură. Și amestecăm, vedeți? Amestecăm așa bine. Am amestecat și acum ungem. Ungem bine cozonacii cu gălbenuș. Așa. Cu gălbenuș și cu lapte. Îi dăm la cuptor primele 10 minute la 200 de grade și apoi scădem la 180. În alte 45-40, controlăm 50 de minute. Controlăm cu o scobitoare să vedem dacă s-au făcut. Ungem bine, bine. Așa. Așa, i-am uns bine. Și acum, cu aceste forme, vedeți? Forme de steluță, i-am să le pun deasupra și o să decorăm. O să decorăm cu zahăr granulat. Și am să încep de aici. Ia uite, am să pun o steluță și am să pun în interior. Așa. Mai mare. Așa. Aici încă una. Că reușim să le facem așa. Așa. Să pun așa și cu mâna. Și apoi cea mai mare o să o punem așa aici.
amestec odată. Așa. Și aici am să pun bradul. Să vedem cum iese. Așa. Și acum aici. Îi dăm la cuptor pe amândoi la 200 de grade 10 minute și apoi încă vreo 40-45 o să controlăm. Bună seara, bună seara, cozonacii sunt gata. Ia uitați cum arată. Aceștia sunt cozonacii mei. Făcuți astăzi în direct cu voi. Rețeta am să o scriu și în, comentarii și în prezentare. Și o să fie publicată și pe canalul meu de YouTube. Prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Am să adun toate rețetele, video care le-am făcut astăzi. Și am să le pun, să fac unul singur. Acesta este cozonacul. Cozonac. Făcut în direct astăzi cu voi, ia uitați. Bună seara, bună seara. Ia uitați cozonacul făcut astăzi cu voi în direct. Acesta este cozonacul, ia uitați-l. Încă nu s-a răcit, este încă cald. Așa arată. Am făcut unul lung și unul rotund. Ia uitați. Că lăsăm să se răcească și după aceea îl tăiem. Am intrat doar câteva minute ca să vă arăt cozonacul. Ia să vi-l mai arăt puțin. Ia uitați ce cozonac am făcut eu astăzi. Bun, bunuț. Cu miere, cu nugă și cu multe, multe, multe stafide și ciocolată. E gata și cozonacul. După o zi de muncă, început de ieri seară. De ieri. Cozonacel. Ce spuneți? Rupem o bucată să vedem. Îl rupem. Ia să vedem cum este. Și am să tai și feliuțe, lasă să se răcească. Ia uitați. Cozonac. Cozonacii sunt gata. Ia uitați. O minunăție de cozonaci. Acum să tăiem. Să vedem cum sunt și în interior. Așa. Și ia să vedem. Cum arată în interior. Pufoși, pufoși. Cozonaci cu multe stafide de data aceasta.
Cozonaci pufoși. Mai tai încă o felie. Cum arată cozonaci pufoși. Eu vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Miroase așa de frumos. Vă pup dulce pe toți, vă doresc multă, multă sănătate și o să ne vedem cu următoarea rețetă. Am să scriu și în comentarii toate ingredientele. Cine dorește să-l încerce, așa o să iasă. Ia uitați-l. Cozonacul. Vă pup dulce, o seară frumoasă tuturor, multă, multă sănătate și la revedere și vă îmbrățișez pe toți, așa vă îmbrățișez, ia uitați, pupici și multă, multă sănătate tuturor, la revedere, o seară frumoasă!